Bună seara, domnilor și domnilor. Agricultura cu un milion de fețe, într-adevăr, așa cum spune și genericul, nu avem noi chiar un milion de știri de când am început emisiunea, nu s-au adunat, dar și astăzi avem ceva interesant pentru dumneavoastră. Colegii din presă de la Euroactiv, împreună cu reprezentanța Comisiei Europene, au făcut astăzi o dezbatere la București despre ce înseamnă viitorul agriculturii europene, despre ce înseamnă tehnologiile. A fost un reprezentant al DG Agri aici și sigur că ceea ce a spus persoana respectivă e de interes pentru noi toți. O să dezbatem, o să defalcăm pe puncte de interes și o să vedem cum ne afectează. Că ne afectează, evident, că întotdeauna vorbim de perspectiva luminoasă, dar cu o scădere a sumelor alocate acest timp o să vorbim de miile de antreprenori care au dezvoltat cu banii primiți de la Uniunea Europeană prin afir afaceri neagricole în mediul rural, de la spălătorie până la coafor, da? Și merg aceste afaceri. Legi noi, mai ales în ceea ce privește zona montană trecute prin Camera Deputaților, tot acolo a trecut și legea privind consumul de miere în școli. Vor consuma elevi, evident, care vor primi 350 de grame de miere în fiecare lună. Despre o inițiativă a unei cooperative care își face abator pentru oi și cum se taie porce de Crăciun. Hm? Sunt destule. Mai am și alte subiecte, dar nu vi le spun pentru că nu o să ajung la ele, probabil. Așadar, să începem. Astăzi la București a avut loc o dezbatere, un... Grup de lucru, să-l numim, dar, de fapt, a fost o întâlnire foarte binevenită și sprijinim astfel de, de acțiuni și le amintim de câte ori aflăm despre ele, între reprezentanța ai Comisiei Europene de la DG Agri, reprezentanța Comisiei Europene de la București și oameni implicați în agricultura românească. Din partea DG Agri, de la Comisia Europeană, a fost Elvira Baker și, a, dincolo de partea oficială, de prezentare, ce e politica agricolă comună, ce se va întâmpla, din discursul doamnei Baker am remarcat câteva lucruri care în mod cert ne privesc pe toți. De exemplu, a spus domnia sa, șase măsuri funcționează foarte bine în PNDR. Ok, zece merg mai slab. E, vedeți, acum șase la zece nu e chiar cea mai onorantă postură. Important e câți bani s-au luat pe fiecare. În ceea ce privește măsura lider, suntem pe locul întâi în Europa. De data asta chiar e de bine, nu e ca la pesta porcină africană. Suntem pe loc, întâi în Europa la absorpția banilor prin măsura lider. La ora actuală a amintit Elvira Baker că e în dezbatere viitoarea politică agricolă comună. În 2021 să apară un plan strategic, da, noul plan strategic. Dar mai spune așa și fiecare oficial european care vorbește de viitorul, politi viitorul politicii agricole comune. Amintește mereu descăderea banilor. Și astăzi la București Elvira Baker, care vă reamintesc, e șef adjunct de unitate la Digi Agri, deci uh, un loc de unde se împart banii în agricultura europeană, spune așa: Avem de a face cu o diminuare a bugetului PAC provocată de Brexit. vreo 12 miliarde, știam nimic nou. Dar uh, și alte provocări totuși a uh, întors problema pe partea cealaltă oficial european. Să nu uităm că sunt 365 de miliarde de euro pentru viitorul exercițiu financiar bugetar al Uniunii. 5% reducere per general pentru plățile directe, da? Și mai mult probabil pe dezvoltarea rurală. Să nu uităm că aici însă apare o problemă, da? Din 2020 nu va mai exista program național de dezvoltare rurală. Va fi un program, un plan național strategic. Schimbarea de viziune a Comisiei Europene, pe care o să o aplice și România, înseamnă așa. Uniunea Europeană îți dă o sumă. Da? Statul român are un coș. În coșul ăsta pune Uniunea Europeană o parte din bani, tot în coșul ăsta vine și statul român cu partea lui de la bugetul național. Și e treaba statului român de aici încolo cum împarte banii. Nu vor mai exista cei doi piloni clasici plătiți direct de Uniunea Europeană, cel puțin asta înțeleg eu, din moment ce statele sunt cele care decid cum se împart banii. Deci probabil nu va mai exista o sumă fixă previzibilă pentru mai mulți ani înainte, da, pentru plățile directe pentru vegetal și zootehnie și o altă sumă dedicată special dezvoltării rurale ce banii vor veni la grămadă, iar de aici depinde de cât de bun gospodar e statul să îi împartă. Probabil că statul va avea în continuare grijă de plățile directe care sunt un dat. Hai, de acum a devenit aproape ca o moștenire. În România ceva aproape obligatoriu. Nu-i așa? În fiecare an să primim uh, acele subvenții, plățile directe de la Uniunea Europeană. Deci statul va avea grijă să plătească acești bani, să asigure plățile directe. Există însă o problemă. Ce se va întâmpla cu dezvoltarea rurală? Banii vor fi, grosomodo vorbind așa, între 5 și 10%, probabil, hai să spunem, cu 7-8% mai puțin da? în viitor, după 2020. Dacă statul va păstra plățile directe, măcar la nivelul de acum, dar va încerca să le și crească, că există promisiuni de creștere cu câțiva euro în anii viitori, ce se întâmplă în perspectivă cu dezvoltarea rurală? Înseamnă că vor fi mai puțini bani acolo. Și de altfel, să ne amintim, în emisiunea de ieri vorbeam de o declarație a unui oficial din PNDR care spunea de același plan strategic național și că banii vor fi mai puțini, iar pentru asta condițiile vor fi înăsprite. Da? Condiții înăsprite înseamnă mai puține proiecte aprobate la finanțare. De aceea, AgroTV și eu personal am insistat de câte ori s-a putut. Luați acum banii europeni care sunt disponibili. E adevărat, ei sunt destul de puțini. Oamenii s-au înghesuit la foarte multe măsuri și submăsuri. măsuri. Da? La unele s-a închis rapid uh, sesiunea de uh, depunere de cereri de finanțare, pentru că oamenii aveau interes, de exemplu, pentru tânărul fermier da? să ia banii. Au fost foarte mulți în țară și s-a închis uh, imediat. Dar, dar să nu uităm că mai există bani. De exemplu, mă anunță cei de la Afir și nu numai pe mine, pe toți cei care lucrăm în presa agricolă, evident, despre cei care au cerut bani pentru a începe afaceri neagricole la țară. Și e foarte bine că există și așa ceva. Și cel care locuiește la țară are nevoie de internet de bună calitate. Ba din contră, va trebui să aibă un internet tot mai performant pentru o agricultură tot mai bună, da, agricultura inteligentă. Și cel care locuiește la țară are nevoie de un salon de frizerie sau de coafor. Și cel de la țară, evident, are nevoie de un service auto de calitate și multe altele, de o cofetărie. Sau, de exemplu, cum citeam despre o afacere începută în județul Botoșani, la marginea de nord de a țării, acolo unde se agață harta în cui și nu spun pe orativ o tânără care nu știa să facă foarte multe afaceri a avut curaj a cerut bani de la Uniunea Europeană un astfel de proiect și a deschis o pizzerie care face și produse de patiserie, da? E singura din comună, de fapt cred că e singura pe rază de de măcar vreo 10 km, da? Și are un succes nebun. Lumea vine a fost inspirată, da? A făcut patiseria respectivă lângă un liceu, că există un liceu agroindustrial în localitate. Din start, iată un plan bun de afaceri, unde e uh, traficul mare, lângă un liceu. În apropiere e și primăria e și poliția e centrul comunei, deci acolo ți-ai deschis o afacere. Așa se fac afaceri, așa gândești un plan de afaceri. Am o investiție inițială din banii mei sau din banii Uniunii Europene sau parte și parte da, trebuie să-mi vând produsele sau serviciile și pot să o fac cel mai bine într-un loc unde e aglomerație. Acea idee dintr-o comună botoșeneană de a deschide o pizzerie e o raritate la țară, hai să recunoaștem, da, să deschizi o pizzerie care vinde și gogoși, da, gogoși pe bune, da, din acelea frumoase, pufoase, pudrate cu zahăr, s-a dovedit o afacere extraordinară. Și nu numai că îi merge bine fetei respective, da, mai angajat și doi oameni care nu aveau servici din comună, da, E adevărat, scol dimineața pe la 4 probabil să plămădești, să aprinzi cuptoarele, dar așa se face o afacere. Spuneam că sunt mii de antreprenori de acest gen în mediul rural și e foarte bine, ne-am dorit să fie cât mai mulți. Nimeni de la țară nu trebuie să meargă până în cel mai apropiat oraș care poate fi destul de departe pentru a se tunde, de exemplu, da? Sau să se aranjeze doamnele înainte de o sărbătoare a comunei sau a satului respectiv. Peste 3.000 de antreprenori, anunța afir, primesc fonduri europene pentru afaceri neagricole lăsate. Banii sunt foarte mulți. S-au depus cereri pentru 271 de milioane de euro sub măsurile 6.2 și 6.4. 135 de milioane de euro au fost deja plătiți celor care s-au apucat de o afacere sau alta. De așa fel că, la ora actuală, nu mai există bani. De aceea vă spuneam, pentru aceste submăsuri 6.2 și 6.4, ar fi cazul să vă grăbiți, să nu așteptați ziua de mâine. Un plan de afaceri puteți să-l puneți întâi dumneavoastră pe hârtie. Uitați-vă în jur, de ce e nevoie în comunitatea în care locuiți, ce ar putea să fie, care ar putea să fie serviciul la care să apeleze vecinii dumneavoastră, Contra cost, evident, da? unde vă plasați afacerea. Și apoi, după ce v-ați creionat acest primar plan de afaceri, da, mai rudimentar, apelați la cineva care se pricepe. Adică la o firmă de consultanță. Există firme de consultanță multe în România și foarte multe dintre ele sunt firme care nu vă lasă în baltă. Eu merg pe ideea că o firmă de consultanță nu o să-ți ceară la început toți banii pe care îi merită, nu? Când se întâmplă așa ceva, e mai bine, cred eu, cred, nu am nicio dovadă să evitați contactul cu acea societate. Dar există consultanți care merg cu tine până la capătul drumului și atunci își iau ultima plată. Căutați și dumneavoastră un consultant. Pe site-urile oficiale care țin de Ministerul Agriculturii o să găsiți liste cu consultanții pentru astfel de proiecte în agricultură. Da? Folosiți-i, discutați cu ei. Vă spun, prima discuție, în general, e gratuită. E ca și la avocat, da? Prima ședință nu costă bani. Mergeți, dați-le un telefon, spuneți-le, domnule, eu aș vrea să fac asta. Am baza de aprovizionare, am baza de desfacere. Îmi trebuie doar mijlocul de producție la mijloc. Și pentru asta am nevoie de suma de. Eu vin, de exemplu, partea mea de cofinanțare reprezintă o casă, un teren. Ce vreți dumneavoastră? Și atenție, vă reamintesc, până pe 6 decembrie puteți să cereți uh, la intabularea rapidă, gratuită a locului aceea e pe lângă locuință. Un teren, un garaj, un graj, da? Interesați-vă la cei de la publicitate imobiliară și cadastru și o să vedeți că există această posibilitate. Bine, până ajungeți acolo, întrebați-i pe primari că sigur primarii știu toate aceste lucruri. Deci, începeți o afacere la țară. Satele românești S-au schimbat, evident, foarte mult. Nu mai sunt acele sate, e adevărat, nu în toată România, pe care le știam acum mulți ani. Au rămas în bună parte unele dintre ele depopulate, că au plecat tinerii, da? Mergeți prin Bărăgan. Am prieteni care au fost mai des prin Bărăgan și vorbesc de depopularea gravă a satelor. Sunt sate în inima Bărăganului care în curând ar putea să dispară de pe hartă, pentru că de la an la an dispar și bătrânii care mai rămăseseră, da? Acele sate se vor nărui în colb. Nu o să mai existe urmă de localitate peste câțiva ani. Și e păcat, pentru că avem nevoie să ne păstrăm rădăcinile. Și ele pot fi revigorate aceste sate. Deci, uh, revin cu această idee și trec la un alt subiect. Mergeți, consultați-vă, discutați cu cei din familie, întrebați-i pe cei din sat care au mai început o afacere. Și nu mă refer la cei care au cârciumi, da? Sau servicii de pompe funebre, ca asta merg de la sine. Întrebați-i cum au reușit în afacerea respectivă, cine le-a dat o mână de ajutor, care sunt condițiile pentru a obține bani europeni. Nu e greu să luați bani europeni. Știu, o să vă plângeți de birocrație de foarte multele acte care trebuie făcute. Nu, no, vă spun eu. Vă trebuie o legătură bună la internet. Intrați, de exemplu, pentru finanțare, începeți cu pagina Ministerului Agriculturii, mea.dr.ro. apoi mergeți pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Da? Totul se face online acum. Cererile se depun online, se rezolvă online, vi se dă răspuns online, acolo puteți să vă promovați afacerea, folosiți internetul, mai ales că autoritățile ne promit o groază de bani pentru a pune la dispoziția României rețele 5G. N-am să intru în amănunte, e o chestie absolut tehnică. Haideți să vă spun pe scurt, 1G ne-a permis să vorbim la telefonul mobil, da? A fost prima generație. Acum suntem la 4G. 4G înseamnă că putem descărca un film de pe internet în, eu știu, în câteva minute. Hai să spunem, 10 minute. Un film de o calitate bună. 5G înseamnă că ai descărcat filmul respectiv în 25 de secunde. Asta e diferența între 4G și 5G. Iar 5 g va ajuta foarte mult la integrarea agriculturii inteligente, pentru că nu se va putea face altfel de agricultură în viitor. O să rămână și în România, ca în multe părți din Europa, o agricultură bucolică, da, cea care e făcută pe lângă casă, hai să o numim tradițională. Oamenii care pe jumătate de hectar pun busuioc, câteva roșii și niște vinete și agricultura mare care va avea nevoie de tehnologii cât se poate de moderne. Ba poate chiar cu un pas înaintea ce e în piață. Nu se poate altfel. De aceea statul a înțeles și ne bucurăm de acest lucru, da? Și Uniunea Europeană a înțeles de bani și statul român e dispus să pună la punct această rețea 5G. E adevărat, o să cheltuiască firmele de telecomunicații mobile până atunci. Dar dumneavoastră o să fiți mari beneficiari. Cu 5G nu o să mai aveți probleme de comunicare între satelit, combină și calculatorul din biroul dumneavoastră. Sunt destui fermieri români care folosesc astfel de sisteme. Sau informațiile care le aveți pe telefonul mobil în legătură cu... O să primiți imagini de la o dronă care survolează culturile, da? o să apară de o calitate deosebită și în timp real. Da? O să vedeți, e mult mai bine cu agricultura inteligentă. Să avem internet bun și o să fie. Haideți că trece timpul și n-apuc să vă spun ce s-a mai întâmplat în Camera Deputaților. Nu politic, pentru că nu ne interesează așa ceva, ci doar legile care privesc partea de agricultură. Și au trecut, da? În Camera Deputaților au fost adoptate câteva legi importante care privesc agricultura României. De exemplu, legi care se referă la investițiile în zona montană. Și am să citesc, pentru că sunt prea multe, colectarea și prelucrarea lânii, a laptelui, a fructelor de pădure, sacrificarea animalelor, înființarea stânelor, dar și programul care prevede acordarea de miere preșcolarilor și elevilor din clasele primare. Acum, toate acestea, deocamdată, sunt niște proiecte pe hârtie. Rămâne ca ele, nici nu mai vorbesc de procesul legislativ, să ajungă să fie publicate în mon monitorul oficial. Important e ca aceste programe guvernamentale, sau nu, nici nu contează, dar guvernamentale, din câte știu eu să aibă sursă de finanțare, în așa fel încât să fie bani și pentru înființare de stână în zonele montane și pentru centru de colectare a laptelui, da, mă gândesc la legea muntelui, și pentru centru de colectare a fructelor de pădure și a ciupercilor. Asta cu ciupercile, să știți că am așa o ușoară reținere că de câte ori mai merg la Suceava, mă abat în munte să cumpăr hribi. Ei bine, nu prea mai găsești pentru că sunt deja câteva centre de colectare, mă rog, să trăiască, să fie sănătoase, care colectează ciupercile, hribi, da? Îi știți, aia mari frumoși și pleacă în Austria sau în Italia și după aia îi găsim sub formă de felii, subțiri, subțiri, uscate, într-un supermarket sau altul. A mai dori să ne lase și nouă. Acum cu programul ăsta probabil nu o să mai găsim nimic. Da, în fine, să existe finanțare pentru toate aceste investiții în zona montană. Cel mai important e să se facă, cred eu, da, eu n-am vacă la munte, îmi dau cu părerea, să se facă acele centre de colectare a laptelui. Pentru că, în felul acesta, zootehnia românească, cel puțin pe partea montană, s-ar putea dezvolta extraordinar de mult. În acest fel, ar putea fi puse în valoare toate pășunile acelea. Neatinse de chimicale încă. Sunt oameni care se ocupă de ecologizarea zonelor de pășune, a zonelor de munte, într-o emisiune viitoare, la 2020, o nouă perspectivă. Chiar mă gândesc să invit un tânăr care a pornit o astfel de afacere. Se ocupă de ecologizarea, îngrijirea, întreținerea și ecologizarea pășunilor, astfel încât să puteți primi bani pentru acele pășuni. Da? Există și astfel de afaceri. De-aia vă spuneam încercați să luați acum cât se mai poate lua orice fel de bani de la Uniunea Europeană. V-am vorbit de aceste legi, spuneam de legea privind mierea. Preșcolarii, mai evident, cei de la grădiniță și clasa 0, dar și elevii din ciclul primar, vor avea parte în curând în fiecare lună de 350 de grame de miere. E foarte bine, legea a trecut de Parlament. Vor fi niște borcane de 250 de grame cu individualizate, evident. Mirea va fi cumpărată din România, asta e important, de la apicultorii români. Și nu putem decât să salutăm această îmbinare a intențiilor politice de a face bine cu un sprijin, iată, direct pentru apicultură. Știți că în apicultură, în programul național apicol, sunt bani, mai vin de la Uniunea Europeană, dar niciodată n-ajung. Ce să faci dacă sunt așa multe albine și așa mulți apicultori? Dar apicultorii români vor avea garanția unei piețe certe de desfacere. Nu știu cantitatea care va fi cumpărată pentru elevii și preșcolarii români, cantitatea de miere, dar măcar în acest fel, elevii vor mânca 350 de grame de miere pe lună. Dacă stai și socoți că elevii merg la școală vreo 9 luni pe an, da, nu e așa, ar însemna 3 kg de miere. Să știți că la 3 kg de miere ajungem peste, limita, peste media europeană. Da? Cei mai buni în acest domeniu sunt locuitorii din țările nordice cu 5-6 kg de miere pe an. În România, cred că suntem undeva la 500-600 de grame de miere pe an. Haideți, îi ajută și pe fermieri, îi ajută și pe elevi. Trecem la un alt subiect pentru că vreau să vă arăt cum se taie porcul de Crăciun, nu că naște și dumneavoastră care sunt condițiile. Până atunci însă vreau să salut o inițiativă a unei cooperative, da? De asemenea, cu asocierea e un subiect drag nou. Totdeauna am vorbit despre avantajele unirii forțelor indiferent de forma în care se face acest lucru. Și există cooperativă. În sectorul vegetal există și o Uniune Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal. O să discutăm. Am discutat într-o emisiune cu directorul acestei cooperative. Există cooperativa țara mea, da? O cooperativă văzută ca o afacere. Bravo ei că e văzută ca o afacere. Se ajută reciproc unii pe alții fermierii se văd cu produsele colectate, iar cooperativa se ocupă să le placeze în supermarketuri la vânzare sau în magazinele care primesc astfel de marfă. Da, cooperativa țara mea înseamnă de la cultivarea legumelor, la procesarea lactatelor, cărnii de porc, oaie și pasăre. Sunt 800 de fermieri. Și pentru că s-au implicat ca parteneri în programul Alege Oaia, vă amintiți acel program de stimulare a consumului de carne de oaie în România, Cooperativa Țara Mea a anunțat că vrea să cheltuie 6 milioane de euro pentru un abator special pentru carnea de oaie. Sunt puține abatoare în România specializate în acest domeniu, da? Și acela de obicei taie mai mult pentru export. Acum, cei de la Cooperativa Țara Mea vor să facă cooperative speciale pentru, nu cooperative, un abator special pentru carnea de oaie, da? 50 de tone pe zi. Mie mi se pare mult deocamdată, dar nu cunosc datele lor financiare, dar 50 de tone de carne de oaie pe zi, mă întreb dacă se mănâncă în România. Dar în fine, în orice caz știu sigur că se mănâncă foarte mult porc, da? Cât mai avem până la Crăciun? Mai puțin de o lună. Urmează să te porci. În ce condiții? Când pesta porcină africană încă se mai zbenguie prin România. Haideți să aflăm din materialul următor. Focarele de peste porcina africană, depistate în multe județe din țară, au impus un set de măsuri cu privire la circulația animalelor, vânzarea, cumpărarea lor și chiar funcționarea târgurilor de animală. Potrivit reprezentanților de a Prahova, chiar dacă în această zonă nu a fost confirmat niciun focar de peste porcina, pentru vânzarea, cumpărarea porcilor destinați sacrificării de Crăciun, se impun o serie de reguli. În cazul animalelor care provin din gospodăriile din Prahova, proprietarii care doresc să le vândă în altă localitate din județ, trebuie să știe că porcii trebuie să aibă crotalii și pentru transportul acestora trebuie să existe formular de mișcare. Proprietarul animalului trebuie să solicite DSVSA-ului, care funcționează în județul de domiciliu, avizul interjudețean. Astfel, pentru mișcarea animalelor vii în alte județe, medicul veterinar solicită de la DSVSA-ul din respectivul județ un aviz special înainte de eliberarea documentelor de mișcare și de sănătate, se precizează într-un articol din cotidianul Observatorul Prahovean. Bun, astea sunt condițiile, o să le respectăm și noi. În Crăciunul însă nu vine neapărat totdeauna cu vești bune da, e final de an, tragem linie, ne dăm seama că poate într-o zi am fost mai supărați și ne-am stricat anul. Uh, am să vă dau o veste proastă, mai ales pentru cei care au relații contractuale de un fel sau altul cu o fabrică de zahăr. Le marc cristal. Da? O știm, cred că e cea din județul Galați, din câte mi-aduc eu aminte la Ivești sau Liești. Nu știu exact, am trecut pe acolo, satele slipite unul de altul și nu bag seamă. Dar știu că e acolo. Fabrica Le Marco Cristal se închide. Ea aparține indirect printr-un fond de investiții unui cetățean american. A fost în insolvență, intră în faliment. Acum, faptul că sunt 270 de angajați care intră în șomaj da, pe o perioadă determinată, cu puțin bani din partea statului român, e deja o tragedie în sine. Dar faptul că toți fermierii din zonă care cultivă sfeclă de zahăr se văd lăsați fără obiectul muncii. Asta e o tragedie cel puțin la fel de mare. Să nu uităm că nu de mult s-a anunțat închiderea fabricii de zahăr de la Oradea, da? Nemții care o țin au spus că e mai rentabil să aducă sfeclă de zahăr din Polonia sau din Germania cu 320 de euro pe tonă și nu să dea 516 euro pe tonă fermierului român. Câte fabrici de zahăr mai sunt în România? 3? Nici nu mai știu dacă o și pe asta de la Lemarco. Probabil trei, da? Um, aia se închide de la Oradea? nu. Se închide și Lemarco mai rămân două fabrici de zahăr. De la 33, câte erau înainte de 89, nu? pare cam puțin. Cred că am terminat emisiunea de astăzi. Vreau doar să vă mai spun o singură informație, uh, n-am cum să o ratez. Se adresează celor care se ocupă cu industria vinului. Știți că la anul Marea Britanie iese din Uniunea Europeană. Uh cei care sunt în Marea Britanie responsabili de importurile de vin, adică firmele, da? Au anunțat că vor să facă stocuri serioase de vin european în perspectiva Brexitului. Englezii sunt mari consumatori de vinuri europene și le e teamă că după sfârșitul lui martie anul viitor vor fi taxe atât de mari încât vinul va deveni prohibitiv pentru ei. Așa că acum e momentul să dați un telefon în Anglia și să întrebați dacă nu vor să cumpere niște vin. Vă spun eu că puteți negocia, puteți cere mai mult pentru că sunt disperați să cumpere vin european. Mai sunt și alte subiecte. Da, mai avem o emisiune și luni, pe curând. La par, cea mai importantă federație a fermierilor români susține... Agricultura cu un milion de fețe